Am să vă prezint acest diplomat fără niciun fel de biscuite, fără niciun fel de pișcoturi, doar diplomat cu fructe. Bună și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Am pregătit un diplomat cu fructe, iar în continuare am să vă las rețeta pas cu pas. Pentru ingrediente o să avem nevoie de 500 de mililitri de frișcă, 300 de mililitri de lapte, 4 gălbenușuri de ouă. Eu am aici 200 de mililitri de lapte condensat, puteți folosi 200 de grame de zahăr, foi de gelatină și fructe. Eu opțional am fructe de pinia și de piersici și papaya. Puteți folosi portocale, kiwi, ce vă place. Am pregătit o tavă cu diametru de 24 și să începem munca. O să facem un diplomat fără doar cu fructe și compoziția de la diplomat. Într-o hrătitoare, avem nevoie de o hrătitoare, vom pune laptele la încălzit. Vom adăuga gălbenușurile de ou. Și laptele condensat. Ne vom ajuta cu ajutorul unei varile. Să amestecăm foarte bine, bine, la foc mic, până ce se va îngroșa. Între timp, vom pregăti gelatina. Aici eu am apă rece. Vom pune gelatina să se dezidrateze. Vom adăuga 10 grame de foi de gelatină. Puteți să folosiți și gelatină în praf. Și vom lăsa câteva minute să până ce se dezidratează gelatina. Puteți adăuga esență de... Eu voi adăuga o esență de lămâie, puteți adăuga o esență de vanilie, de portocală, de care vă place, fiecare după gust. Iar în continuare, până ce laptele cu ouăle și laptele condensat se va îngroșa, ne vom ocupa de fructe. După cum vedeți, eu am lăsat fructele foarte bine la scurs. Și o parte din ele le voi tăia. Între timp voi curăța papaya. Este un fruct care mie îmi place chiar foarte mult. Are un gust exotic. Și îl voi tăia felii. Laptele meu este la foc mic și învârt din ce în ce. O parte din fructe le voi tăia cubulețe, iar o parte le voi tăia în felii. Acest fruct are un os foarte mare înăuntru. Este un fruct care mie îmi place chiar foarte mult. Are foarte multe vitamine. După cum vedeți, ăsta este osul de la fruct. Deci crema noastră s-a îngroșat puțin. Am să o las la răcit. Iar apoi vom adăuga gelatina dezidratată. Iar acum vom adăuga gelatina. Vreau să vă arăt înainte crema, că s-a îngroșat. Multe persoane adaugă făină sau amidon pentru îngroșare,
cu găbenușul de ou și cu zahăr se va îngroșa. Nu este nevoie să adăugăm neapărat, este opțional, făină. Și gelatina la fel îi dă o consistență tare. Vom amesteca bine până gelatina se va topi și vom lăsa la răcit să aibă o textură, temperatura camerei. După cum vedeți, eu o parte din fructe le-am tăiat în cubulețe, iar o parte le-am lăsat pentru urnat. Opțional am și niște coacăză. În continuare vom bate frișca cu un mixer. Și ne vom ocupa să montăm prăjiturica. Eu am pus o foaie de copt de jur împrejur. Acum vom pune o parte din compoziție. Vom adăuga fructe. Op, stai aici. Așa. Am pune și câteva coacăză. Și vom continua. În continuare să punem un alt rând de cremă. Iar fructe și iar crema. Este o prăjitură bună, gustoasă, cu multe vitamine. Bine, are și destul zahăr, că fructele conțin și zahăr. Și vom adăuga din nou crema. Iar acum vom urna cu fructe. Uitați. Papaya. Vom da la frigider timp de câteva ore sau peste noapte. Cam așa arată diplomatul meu. Încercați și voi și nu uitați să dați o distribuire și un like. Vă pupă Moni și vă aștept cu alte rețete noi. Gata și diplomatul, iar acum îl vom desface.
Cam așa arată. A stat 4 ore la frigider. Dați o distribuire și încercați și voi.